A fost mare sărbătoare pentru Oana Roman și Marius Elisei. Acest weekend au aniversat 3 ani de la căsătorie și au petrecut împreună cu prietenii apropiați. Vrem și noi să o felicităm pe Oana, așa că este în legătură telefonică directă cu noi. Oana, bună ziua! La mulți, mulți ani de acum înainte! Doamne ajută, Doamne ajută! Mulțumesc mult de tot! Povestește-ne, Oana, cum ați petrecut? Știu că a fost ceva extrem de intim, restrâns. Da, da, da. Am vrut să... Inițial am vrut să organizez ceva mai mare, o petrecere mai mare, dar n-am avut timpul necesar să mă organizez, pentru că am avut foarte mult de muncă în ultima vreme. Și atunci, pe ultima sută de metri, ne-am hotărât să facem o masă așa între prieteni. După cum știi, eu lucrez acum pentru cineva care are o sumă de restaurante. Știu că ai multe, multe proiecte în desfășurare. Da, da, da. Și tocmai am inaugurat și un nou ballroom unde mi-ar fi plăcut să fac marea petrecere, dar cum ți-am zis, n-am avut timp să ne organizăm. Și lângă avem acolo o terasă foarte mare, chiar lângă Stadionul Național, și tocmai am inaugurat-o și în seara respectivă am făcut o seară cu muzică live, ne-a cântat Alexandra Crescu și au fost foarte frumos. Și mi-am invitat prietenii foarte apropiați, nașii. Voiați să faceți cu repetiție, ca și anul trecut? Știu că anul trecut v-ați reînnoit jurămintele, a fost ceva super. De ziua lui Marius. De ziua lui Marius v-ați reînnoit jurămintele, exact. Doamne, cum trece timpul ăsta, Oana! În septembrie, pe 24, s-a întâmplat evenimentul anul trecut. Anul ăsta, am făcut o petrecere între prieteni, a fost și Izabela, și Vica, și Cerasela, și Mirela Vescan, și Turet, și prietenii mei foarte apropiați. Și ne-am bucurat de această terasă. Chiar ei spuneau, băi, ne simțim așa bine aici, avem senzația că suntem în vacanță, pentru că e un loc așa foarte, foarte retras și foarte frumos. Am pus luminițe, am aranjat foarte frumos acolo și chiar ne-am simțit foarte bine. Colegii mei de acolo mi-au făcut și o surpriză, ne-au adus un tort foarte frumos. Vedem și noi acum imaginile, Oana, și într-adevăr se poate observa din ele că e așa cum ne povestești, că da, v-ați simțit foarte, 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 foarte și bine. Și că am și un filmuleț, dacă m-aș fi organizat în timp, l-aș fi trimis. Am luat să știi și noi un filmuleț, că ai făcut un live în seara respectivă, da, și acela arătăm. Da, numai că am un filmuleț din momentul în care a venit tortul și am suflat. Ei, l-așteptăm să-l trimiți și pe acela, Oana. Zine, Oana, cum au trecut ăștia 3 ani de căsnicie? Cum au fost? Cum îi caracterizezi tu? Mai cum să fie, au fost ani cu multe încercări, din păcate, dar cu încercări pe care am reușit să le depășim cu succes, să spun așa, cu momente de cumpănă, cu momente grele, dar ce să zic? Cred că ăsta e secretul. Am trecut peste toate și cumva cred că lucrul ăsta ne-a unit și mai tare, cu atât mai mult cu cât avem un copil absolut minunat, perfect, și un înger pe pământ. Și atunci ne bucurăm că suntem împreună, ne bucurăm de acest copil extraordinar, ne bucurăm că avem proiecte frumoase și ne dorim să fim sănătoși și să ajungem la cât mai mulți ani, să zic. Și asta să avem prietenii lângă secretul, noi, că asta e cel mai important. Asta să fie secretul, înțelegerea și faptul că în orice cuplu există momente grele, că recunoaștem, că nu recunoaștem. Dar exact. Momentele astea grele poate ne apropie, ne sudează și ne fac, dacă știm cum să le tratăm, să mergem mai departe. Exact. Noi, cred că pe noi ne-a ajutat și faptul că ne-am asumat aceste probleme. Exact. Că ni le-am asumat, că nu le-am ascuns sub covor, cum fac cei mai mulți. Și pentru că ni le-am asumat chiar și public, să știi că lucrul ăsta ne-a ajutat. Ne-a ajutat ca să stăm de vorbă noi doi după aia și să ne gândim ce avem de făcut, să ne gândim care este drumul pe care vrem să mergem mai departe și să hotărâm că drumul pe care vrem să mergem este un drum împreună. Exact cum spui și tu, mulți își ascund problemele unul de celălalt. Nu neapărat asumarea și discutarea lor public, dar nu au curajul să le discute nici măcar în cuplu. Da, pe noi ne-a ajutat foarte tare că am ajuns într-un moment în care am avut o comunicare foarte bună, în care am pus lucrurile pe masă și în același timp să știi că s-au întâmplat și lucruri minunate în acești 3 ani, mi s-au întâmplat și lucruri foarte frumoase și atunci cumva lucrurile s-au echilibrat la un moment dat. Știi? Și cel mai frumos dintre ele, Izabela, zi cum s-a simțit la petrecere, febleța noastră. Izabela, ce s-a acolo la Bistro 37, acolo unde avem făcut noi petrecere, avem un loc de joacă la intrare, cu două leagăne, cu două topogane și așa mai departe. A fost în lumea ei. Am făcut lucrul ăsta pentru ca lumea când vine la terasă să poată veni și cu copiii care se
poată juca și bineînțeles că Izabela s-a jucat vreo 3 ore pe acolo. După aia, la un moment dat, a obosit și am dus-o acasă cu doamna care mai ajută pe noi din când în când să mai stea cu ea. Dar a fost, ea a venit după serbare în ziua aceea. Izabela a avut și serbarea de sfârșit de an și... Cum a fost la serbare? Zi-mi, ai vărsat vreo lacrimă? Te-ai emoționat? Păi să știi că de Crăciun n-am fost așa emoționată cum am fost emoționată acum și crede-mă că da, am vărsat o lacrimă pentru că a fost atât de minunată și a cântat atât de frumos și a fost atât de relaxată și a fost atât de minunată. Ea a stat în față cu un pas înainte față de ceilalți copii pentru că știa toate cântecelele pe din afară și ce să zic, a fost absolut minunată și a fost un moment extraordinar de frumos, foarte, foarte frumos și sunt convinsă că pe măsură ce crește... În fiecare secundă că mi-a dorit așa o minune de copil. Așa este, într-adevăr, Oana, nu degeaba spuneam că aveți o bomboană de fetiță care e feblețea noastră și pe măsură ce crește sunt convinsă că o să te emoționeze și mai mult, că face tot mai multe lucruri, recită, cântă. Da, dansează, acum avem discuții, ca vorbim ca oameni mari, așa. Și într-adevăr e un copil absolut minunat și suntem atât de fericiți când o vedem și când o avem lângă noi, încât nu ne mai trebuie nimic. Sunt convinsă, Oana, de asta felicitări încă o dată pentru aniversare, pentru micuța Izabela. Așa cum am spus și la început, să vă dea Dumnezeu mulți, mulți ani de acum înainte să vă bucurați împreună și cu copilul vostru. Mulțumim tare mult, mergem mai departe.